Hai, noroc! Bine ați venit la cea mai nouă emisiune online, și anume Discuții cu Priză. Dar acum îmi vine să mă uit în ambele camere peste două. Hai să mă uit doar aici, nu? Sau să mă uit și așa? Unde e interesant? Avem un prim invitat la această primă emisiune, foarte bine documentată și aranjată din toate părțile. Ne-am gândit ieri să filmăm pe subiecte clare de discuție și apar la avem ceva ce. Și după cum l-ați recunoscut, primul invitat, un om foarte cunoscut în sfera online, Vadim. Mike. N-am mai făcut gluma asta și data trecută. Vezi că m-am uitat la clip special, am zis, bă, poate fac același glume. Am să zică toți, bă, dar am mai văzut căcatul ăsta odată, n-ai știu alte glume. Băi, dar tu vezi ce freză am. Știi să mă tund. Hai că mă stă vor. Nu, chiar te-am crezut. Nu, sunt bine, uită-te la mine. Da, astăzi, ce zi azi? Joi. 10, pornim cu pași rapizi, prima emisiune. O să fie o emisiune interactivă în care o să... Cam asta a fost. Ne vedem în săptămâna viitoare. Da, o să fie... Eu am un cap să fac. Nu știu dacă ai văzut The Actor Studio, nu cred că ai văzut. Mamă, emisiune șmecher, nu se compară cu ce o să fac asta. Deci, sunt mulți actori celebri, cum chemați acolo, și gen Robin Williams. Aș vrea să fiu așa, numai fără buget cu și cu public. Și la noi e fix același lucru, doar că fără public, fără prezentator talentat și fără invitați de marcă. Exact, în rest e la fel. Numindu-se Discuții cu Priză, ce crezi că o să facem? Bă, am o vagă idee, da. O să discutăm formatul meu. Bă, da, vezi că dacă nu am mai tot de atât timp, vezi cum îmi iese aici ca la perciunga la savanți, vezi? Hai de pula, zic că-s berbec, mă. Ce să mai zic, că n-am păr. Gata, dă-mi pula mea freză așa, stau tot clip. Bă, îmi fac cornic, eu satana. Așa, eu te-am prezentat Codrin, dar oamenii te știu drept satan, nu? Dragi. Pe stradă cum te strigă? Băiatul ăla care îmi jură pe internet. Ia mă. Da. Hai să luăm cu începutul, cum am în cap, să-mi povestești când și unde te-ai născut. Serios? Serios asta. Da, m-am născut în Beiuș. Serios? Da. Din Călorate sau da. În Atena, unde? Pe Acropole, când e mână la Zeus. În oraș. Ar vrea și ăla să fie oraș. Asta, maică-mea, părinții lui maică-mea, adică maică-mea lui mama lui maică-mea. Hai să reluăm. Deci. Deci m-am născut în Beiuș. Era aproape de satul lui bunică-mea, părinții mei erau acolo și se pare că a trebuit eu să mă nasc. M-am dus la spital. Și asta a fost amuzant, că acum sunt gras, dar am avut o perioadă foarte lungă în care n-am fost gras, știi? Și m-am născut totuși cu 4,5 kg și era să mor pe maică-mea când m-am născut. Și m-am născut în cezariană, și, adică nu, că trebuia să... O zis că dacă nu naște prin cezariană și trimite cu ambulanța spre Oradea, o să moară pe drum, știi? Amândoi, o zis. Și na, adică am început cu ghinion, exact cum trebuie viața mea. Și unde voiam să ajung cu asta? Ah, da, și în timp ce mă nășteam, s-a schimbat și doctorul. Și nu știu ce de gardă. Și mi-a zis, stai că mi-a dat file din jurnalului că și-o luat niște plasă cu ceapă, cu castraveți și-o plecat doctorul. Și era și nu știu ce meci îmi punea la televizor și eu muream acolo cu maică. Mă rog, dar până la urmă o făcut taică, mi-a s-a dus după nu știu ce anestezist, pe nu știu unde și... A fost doctorul acela la un moment. Și până la urmă și-o plec. Salut, vă pot. Da, și până la urmă am fost forțat să-mi iasă în forma asta și iată mă printre voi. Frumos la Beiuș, nu știam că ești pitat pe Beiuș. Ce-s oameni, așa? Când e câini, poți că am un moașă sau ce. Băi, deși am aer condiționat, e rău să fii gras, că transpir în continuu. Da, vezi că și-a transpir. Tu, eu n-am băut, trebuie să iau și o gură de bere să vezi ce mă fac față. Așa, deci la... Nu, bere cu scripat. La Beiuș, în 1900... În 1800... 1990... Câți ani ai? 21. Calculează. 21. 5, 4... 1996... Da. 1996... Da, 9 martie sunt pește. De profesie și tot. Da, pește. Ură zodiile să-mi bat, pune. Ți-ți plac ce zodii? Sunt săgetător. Săgetător. Atât. Că, nicio glumă aici. Cred că taică-mi e săgetător, nu mai știu. N-ai cum să știu mai greu la părinți, scuze. Da. Zi-mi școala generală, tot în Beiuș? Nu, că...
Aia a fost în Oradea, stai să-mi amintesc că nu mai știu exact ce am făcut mai înainte. A fost la Oradea, 1-4, 5-8. Tot acolo. Și 9-12, tot acolo. Nu, a răspund undeva până 1-4, le-am uitat acolo. Și în câți ani ai făcut asta? Știi bancul ăla? Cu... Mi-am pus să mă bată țigani pe stradă. Ce ai mâncat? Bere. Știi ce am mâncat? Mi-am făcut ceafă de porc cu cartofi prăjiți și ceva condimente. Reci. Da. Știi cum a fost asta? Și bancul ăla cu țiganul care o zis că o terminat 1-4, dar cel mai greu a fost primii 6 ani. Sau nu, clasa a întâi, da, cel mai greu a fost primii 6. Eu n-am luat premiu niciodată. Ai luat premiu? N-am luat premiu 2, dar n-am luat premiu 3 niciodată. Premiu 1. Pentru învățat? Nu, că veneai pe acolo, știi, că se mai dădeau. Nu, se nu, asta vine zilnic, iar premiu 1. La școală, lungi. Păi da, mă, în 1-4 învățam foarte bine, eram un retardat. În 5-8 învățam foarte bine, că eram un retardat. În a 8, dar să știi că până la 8 am atât chinuit cu școala. Credeam că o să ajut, era ceva, știi, eram în stadion. Păi da, uite unde ești. Da. Cu 9-5 am terminat a 8-a, intru la 9-a, prima notă 2, nu mai învață. Pula de acolo, era să rămân corigent la istorie, în liceu, tot felul, nu mai. Așa până clasa 8 am dus-o, după aceea am băgat pula în școală. Stai că ajuns departe, vreau să te întreb dacă mai ții de prima zi, eu mi-aduc aminte prima de zi. Școală? De școală? Da. Bă, eu am plâns în prima zi, nu m-am lăsat singur. Am crezut că m-am dat, gata, am scăpat. Bă, și am plâns mult, am stat toată ziua și am plâns. Că un câine, știi, că îl lași acasă și îl lași până ca tu. Nu mă lăsați aici, dar ce am făcut că am fost cu minte? De ce mă lăsați aici? Dar nu mă droghez, așa fumez eu. Da, a fost ok. Ai mai ții minte colegi ceva? Ai mai păstrat legătura cu eu? M-am întâlnit cu câțiva acum când am fost la Oradea, da? Nu mai... Cred că mai țin legătura cu unul din trei. Cu Raul, știi pe Raul? Da, Raul. Nu, dar mă gândeam ce fără. Știi pe Raul din Beiuș? Nu din Beiuș, mă. Raul Perneș. A fost aici în Oradea, ce nu înțelegi? M-am născut la Beiuș. Raul din Oradea, așa da, știu. Așa știi, nu m-a dat cu BMW. Nu, Raul din Oradea. Nu, dar în rest, din 5-8, numai cu Raul, cred că mă vorbesc, cresc cu... Raul, sper că ne urmărești. Slușii pe mai pagul, să-i dai banii aia, mă. Da. 10 lei comisiune. Întâmplări ceva din general? Îți aduci aminte ceva amuzant din general? Eu zic că învățam foarte mult la școală. Nu știu, mă, dacă... Eu nu făceam nimic în general, stăteam și învățam. Ți-mi minte că făceam faza aia cu... Faza aia cu funia, știi? Știi cum puneai vizita aia? Faza aia cu funia, am legat de gât și mă scăpau. Nu, mă, nu știi, faza aia cu funia e vizibilă. Mergi pe stradă, tu de partea drumului, pretinde atât de cealaltă și te prefaci că tragi o funie. Am făceam asta aproape în fiecare zi, după școală, și dai seama, șoferii opreau, de că tragem ceva. Și s-o dat tot taximetrii jos la noi și au fugit după noi și de atunci n-am mai făcut. Noroc că s-a împiedicat de funia aia. Dar vezi că voi făceați, eu am văzut clipuri de-astea recente cu ăștia care făcut funia cu... Dar și eu am văzut, vezi, doi ne uită pe trilul Lilu. Și de acolo... Și mai erau mizere, 220.ro, mai era site-ul ăla și dacă ai... Da, băi, ce-au murit site-urile astea, mă uitam. High five, mă, cum s-a dus, ai avut high five? Da, dar știi ce, să mă joc bani, buddy, știi jocul ăla? Și trebuie să farmezi, există așa ceva sau numai îi preluat din engleză pentru jocul? Pe ăla, bă, m-ai pierdut cu banc ce ai zis. Nu, bani, buddy, trebuia să pui morcovi, colegi, după o zi, prost. Da, de farmezi ăla? Da, exact. Nu, și de-aia mi-a făcut eu high five. Dar îți dai seama că e un site de socializare și îți dai seama că e șoat în momentul în care te poți loga pe el cu Facebook, care e alt site de socializare. Ne-ai înțeles? Nu, ce sens mai are să... Serios, ai înțeles sau nu? Da, e groaznic. Mă bucur că o trecut perioada aceea. Erau like-uri, bă, care era ceva... Bă, nu mai ții, bebe, dar pisicuța ta, brunețica și numai de astea. Eu jucam basket atunci, aveți că am profil cu fratița. Da. Am mai găsit profilul? Serios? Am pozele, mamă. Să te uiți că nu, mă, încă sunt. Îți dai seama, cum se șterg. O să-ți fie rușine, nu te uiți. Da, general, așa, bun. După aia liceu, la Oradea? Da, tot la Oradea.
Tot la Oradea. Ți-a zis că m-am chemat cu... Luca. Am uitat ce personaj am inventat mai înainte, că n-am plătit. Ce am făcut în liceu? Nu vreau să zic că a fost un cancer ordinar și îmi bag pula în el, un liceu groaznic. Câte licee sunt în Oradea? Sunt în liceu din Oradea. Nu mă, să iau băs groaznic, eu ziceam lagărul. Și pe groaznic să-mi bag pula. Și ce făceam în timpul liceului? Că chiuleam și fumam, asta făceam. Adică... Te-ai schimbat mult. Da. Să-mi bag pula în școală. Zic cu ce te-a ajutat pe tine. Băi, sincer, nu știu dacă m-a ajutat. Dar chiar tu acum termini facultatea, nu s-ai terminat-o. Am terminat, dar nu mi-am dat licența. Că n-am fost pregătit, în sensul în care n-am făcut absolut nimic. Dar în rest ne-am luat restanțele, tot sunt ok, știi? Gândește-te că eu am făcut litere română, engleză și relații internaționale și fac stand-up. Ce? Și sunt agent. Și sunt agent imobiliar și am o canapea roșie. Asta o să ajungă mai celebră decât aia de la capată, să depinde cine stă pe ea. Bă, mi-a zis că o știe o fată care are două sau trei facultăți și barmane, deci... Bun. Nu numai școala, dar și facultatea te ajută enorm. Ai făcut ceva geometrie, să învețe să țină... Bă, cu școala, în afară de a te scoate din stadiul ăla de troglodit, care nu știe să vorbească cu oameni, nu te ajută cu nimic. Eu nu mai țin minte absolut nimic. Să-mi bag pula. Din nicio... Acum stau nici materiile, nu mai știu cum se numește. Bă, pe mine m-a ajutat să... Adică la vorbe, să... Eu dau din cu gură, că română am făcut. Te-am lăsat un pic, am fost bun, dar chiar nu, când poți să duc, ai văzut? Nu, mă gândeam că e motivul, nu se întâmplă ceva cu el. Că mă te rapă, ce prost este ăsta, nu știe cum se filmează, vorbești prin asta, Doamne, ce da? Doamne, dacă n-a făcut liceul la Oradea, vezi? Vezi că nu mai filmează camera, glumesc, deci... Da, îmi place că mi-ai zis, parcă mi-ai fi dat seama, știi? Aaa, bine! Păi nu vezi punctulețul ăla. Când n-apare ăla, nu filmează? Da. Aaa, bun. E bine de știut. Asta m-am învățat eu, 3 ani la regie. Așa. Da? Bravo, mă, n-ai făcut degeaba. Mersi. Cu taxă? Mai, cu taxă. Trebuie să stai să primești buget, nu buget, mă, da, cum se zice, mă, cu... Bursă? Bursă, nu? Păi n-aveai de unde să știi. N-aveai de unde a fost la școală. Aveam un prieten care avea bursă. Aveam un prieten care știe un prieten care avea bursă. Bursă aveam. Așa, după liceu ai venit... Nu mai vorbiți rău de facultate, de școli, de... Nu. Vreau să te întreb când ai venit la București. Pentru facultate. A, ai venit la facultate. Și cu YouTube-ul când ai început? 3 ani, ți-mi minte? Da, primul clip a fost în 7 februarie 2013. Ce? Mă obișnuiesc să vorbesc. Hai să facem de din nimic. Mă obișnuiesc să vorbesc în așa de vreme și nu mai pot să contul. Cum era? Că îl facem tot așa. Nu știu, lăsa bine de meciul. M-a dus capul, trebuia să începem așa să-ți iertă din interviu. Păi ce înșură mai zic, dă-ți un bine, nu știu cum e. Nu-mi doamnă că am două facultate. Bă, dă-ți un bine. La femeie. Ce vorbeam? Ce vorbeam? Nici mă înțeleg. Vorbeam de... A, da, am venit la... A, da, mă, că am zis 7 februarie 2013. Atunci eu fost primul meu. Bă, s-o defocalizat. Nu, s-o defocalizat. Păi dacă vorbim așa, nici camerele nu s-au mai cine știe de cât timp firma aia așa? Să vedem. În 7 februarie 2013, Codrin Bradea Satana în exclusivitate postează primul său videoclip pe YouTube. Vreau! YouTube! Asta înseamnă... Ce-ai mă, ți-ai împiedicat? Mi-a cu sânge pe față! Asta înseamnă vreo 4 ani și ceva de YouTube. Cu plăcere! Așa, deci... Și mai ții minte câte vizualizări ai făcut la primul clip? Primul clip a fost un Q&A.
Până a doua zi cred că au făcut maxim 1000 de vizualizări, pentru că eu aveam deja pagina. Este altă, ai făcut Q&A în primul clip cu ei. Da, asta vreau să explic. Aveam pagina Satana și am trebuit 8000 de like-uri pe aia, știi? Că am făcut pagina Satana, mai zis de o grămadă de ori ce mă plictisesc. Și scriam la Iisus, la pagina de Iisus, că bă, vii la biliard și de-aia. Și postam glume de căcat pe pagina și s-au strâns 1000 de oameni și a zis, bă, vreți să vă fac un clip să vă vedeți? Și au zis, da. Și a zis, nu, lăsați-mi întrebări și vă răspund. Și atunci am făcut ăla, am făcut vreo 1000 de vizualizări, cred că a doua zi, ceea ce era extraordinar pe atunci. După aia am mai făcut încă un Q&A sau încă ceva, nu mai știu, și după aia am făcut Satana carton și alea au explodat și după aia am făcut tot. Eu nu o să fac 1000 acum. Ba, faci. Și cum a intrat aia pe tine și a zis... Și am fost, mulțumesc, Frank, de tot. Vin să-ți spune ce te întreb. Bă, sunt gata cu asta, mă. Exagerăm. Crezi? Trebuia să zic tot așa. Așa, primul clip, 1000 de vizualizări. Vezi că... Dar ții minte că înainte se bloca la... S-am 301. La 301 se bloca. Bine, n-am pățit, dar așa am auzit că dacă ajunge la 300, se bloca. Da, făceam și-am atunci, cu 4 la făceam câteva mii. 299. 3-4 mii făceam, da. Da. Primul clip. Păi și... A, deci tu n-ai început direct cu Satana Cartoon. Nu, a fost al treilea clip, care... L-am făcut numai așa, că am zis că îl fac pentru ăștia de pe pagină. Nici nu mă așteptam să crească canalul, eu făceam pentru oamenii care deja mă urmăreau, știi? Păi și câți aveai? 8000 pe pagina și pe YouTube nu mai știu, 1000, 2000. 2000? Vezi că 2000 în 2013 era ok. Nu, adică no, erau... Atunci erau cunoaște în 2013. Abar n-am, nu erau ăștia, mai vechi erau. Cam din perioada era Mike, era Tequila, dracu, mai știu, bă. Da. Acum câți ai? 800 de mii? Da, 810 mii. 810 mii. Mă, forță. Igen. Te bucuri așa? Nu vrei să faci milioane. Păi da, dar după aia am șterg canalul. Păi iar. A, dar chiar, dar tu ai fi făcut primul, cred, milionă, nu? La cât ți-l-a nu știu, dacă primul, dar mi l-o șterg la 354 de mii. Țin minte, așa fix toate chestii. Am pus morții mântul. Și da, nasol. Și ai primești, dacă depinde de acum, ți-l șterg sau ceva, primești despăgubiri, să zic. Despăgubiri de la cine? Nu știu. Păi nici nu ești praf în următură după mine, mă, nu le pasă. Dar acum nu mai prea are de ce să-mi șteargă, deși conținut puțin ofensiv ce fac. Eu n-am drepturi de autor, adică încălcări de drepturi de autor, nu folosesc de la nimeni nimic, toată lumea, adică nu toată lumea, dar cine vrea în jură pe YouTube, știi? Pentru simplu fapt că în jur nu o să-ți scoată clipul PewDiePie, în jur, în până are 5-7 de milioane, cât are. Dar asta m-am gândit, dacă te-ar suna PewDiePie să faci un clip cu el. Deci, cu el și cu Smenta. Ce este, ce ai fi? Bă, nu știu, din ce limba ați vorbit? Așa, mă, PewDiePie n-are nici un prieten care e român. Tot strigă după el, am văzut vreo... Da? Ceva, ceva mai mic. Care strigă România, face așa către el. Din fel de sclav, serios, nu știu exact care... Și apare un miezmas. Miezmul, mă, nu-i... Băi, așa, 2013. Și cu Bazooka, când ați început? 2015, cred că. 2015, pe Eco. Apoi facem 2 ani. Am făcut 2 ani în 2 august. Deci avem 2 ani și 8 zile, sau ce dată e asta. Frumoasă. Da, două albume. O să întrebe, îți dai seama să întrebe toți unde e Eco. Eco e la Oradea și face permisul să calci oamenii cu mașina. Mă tot uit că mi-e frică să nu se defocalizeze, mă, că tu știi... Ai că mereu că face așa, se defocalizează, da. Nu mai compensă. Mi-e mergem până la Oradea, dar nu e așa. Eu am pățit și eu așa, știi, că filmez un clip și eu nu mă prea uit la cameră când filmez gameplay, știi? Și mă, la calculator, mă rog, și când mă uit, văd așa un pixel 2 pe ecran și îl descarc în calculator și văd, nu, bună ziua, mi-e bun și bine, și eu nu mai știu pe aia direct pixelat de ecran, și așa e 10 minute, nu? O mai fă clipuri. Clipul ăsta să aibă 20 minute și 19 o să râmi tu. E doar n-am zis, dar râmi băiatul ăla. Dar eu râmi foarte, deci acum mi-a să râmi pe drum, dar mă gândeam că noi râmiam în mașină la omul ăsta, la taximetriz. Deci accident. Se întoarce la tribune, nici nu. Ce te amuză așa tare. La mine a început să treacă, m-am făcut asta de vreo 3 săptămâni deja. O să-mi rămân doar 3 zile, să fac romanță.
Așa, deci pe Eco ați început în 2015. Da, adică eu îl cunosc pe din 2013. În 2013 am făcut prima piesă, Fox Lobo și Jara, care e o mizerie de piese, dar mă rog. Dar Bazuca, un milion și ceva, înainte să-mi șteargă canalul, deci probabil făcea și mai mult. 3 ani? Da. Asta chiar că a fost. Da. Și era fain pentru noi, ne distram. După aia am mai făcut Copilărie, piesă cu Eco și după aia mi s-a șters canalul. Și după aia am făcut Bazuca. Deci am scos două piese în 2 ani, că nu eram trupă. Făceam așa să ne distrăm. Și acum avem două albume în 2 ani. Adică noi am propus să scoatem aproape în fiecare an album, dacă se poate, dar... Nu știu cum, cum vine. Nu frumos. La concerte, unde? Bă, bine, am avut acum 4, după aia n-am mai avut eu chef să merg în sincer, că restul nu mai fume. Da. Că al doilea album, bă, trotineta l-am făcut numai în 4 orașe și după aia n-am mai avut eu chef să merg nicăieri. Și aveți date deja asta? Nu, n-aveam. De-aia, că am zis înainte. Că n-ai chef, ai zis, bă, eu n-o să mai am chef. Stai în 4 orașe. Vedeți că eu asta, dar după aia nu mai am chef, da. Știu sigur că am vorbit la telefon cu mine în viitor. Nu știu. Și câți oameni ați avut? Cei mai mulți oameni au concert? Cei mai mulți? Mă, nu vreau să... Mănâncă ca 28 de mii. Nu, stai că acum mă gândeam dacă erau... Știu că la... La Suceava am avut 400 și ceva către 500... Nu mă, la București am avut 486 de oameni. Și cred că 16 câini. Și 16 câini. Cred că asta e maximul. Și la Suceava... 406 m-am făcut. Da, ca lumea. La București nu s-o prea simțit că au fost 500 de oameni, că eram în berărie, de știi? Da. Și până zici că e așa un petic de oameni, dar de fapt e 500 de oameni. La Suceava am avut peste 400 de 3 ori de când am mers de fiecare dată, am avut peste 400. La Baia Mare am avut peste 400. La Timișoara cred că am avut... Deci media e 400-400. Da, avem și... Am avut și de 100 de oameni în orașe mici. Am avut... La Cluj ultima oară am avut tot 380 ceva. Dar e bine, mă, oamenii vin la concerte, se distrează. Na. Noi mai puțin. Trebuie să stați să nu, dar poze. Da, mă, tu știi ce canceri cu poze, mă? Că, adică nici nu poți fi oameni, vin la concert, poate atâta vor o poză, știi? Tu zici că nu faci. În pune, faci o poză, dar faci una cu 400 de oameni, știi? Și faci concert de o oră și după aia mai stai 4 ore la poză. Ceea ce groaznic. Și mai ales dacă e iarnă și transpiri ca naiba și te dai jos de pe scenă și mergi afară, că zici, trebuie să închidem clubul, patron, trebuie să mergi afară în fric și stai tu cu geamă, stai cu ce poți și a doua zi cancer. Este vieții. Da. Așa e. Vezi, toți, îți dai seama că toți trec prin asta. Și știa, mă, și... Da, nu știa, dar apare zice că stau la poze. Da, nu stau mai nimeni, adică mai sunt și care stau, dar majoritatea. Nu știu, eu, mie mi se pare că de când normal să stai, că omul ăla poate a venit, poate nici n-a venit pentru concert, poate a venit să facă o poză. Da, eu știu. Păi de aia stăm și noi, știi, dar de exemplu la Cluj chiar n-am mai putut să stau, am stat cred că vreo 15 minute și am plecat. Eram al patrulea concert. Îți dai seama ce s-a supărat la fix? Fix la mine ai plecat, putuți! Da, care stăteau toți în cercul meu, fix la noi ai plecat, putuți! Da, dar nu, că fix cu o seară înainte m-am făcut concert la Suceava, știi, că Eco le-au pus așa. Sâmbătă, nu, vineri Suceava, Ți-am zis că trebuia să mă strâng. Dar ce vine după vineri, sâmbătă. Și sâmbătă la Cluj, nu, să ne faci concert. Vis part rupt în gură, mai faci concertul, îl faci după iară poze. Ai de până, simțeam că nu mai pot, mă. Și am zis, nu, pare, nu, nu mai pot, o să stau data viitoare, dar... Știi că... Știu cum e mă. Știu. Nu, dar serios, ceva din afară, ce până mi-am doare să stea o poză la un blitz? Nu, dacă stai la 400 în câteva zile consecutive, știi, începe să... Pur și simplu nu mai vezi. Stai și nu mai simți că pune ceva mâna după tine, Codrine, atât auzi și fac poză, nici nu mai vezi în problemă nimică. Mie mi-e ușor, îți dai seama, după stand-up e unul. Și... Bă, dar lasă-mă, ce te vrei să fac? Eu... Ai făcut ieri una, lasă-mă, ajung, gata. Și plec. Eu vreau după numărul tău de stand-up care ce ai te-a plătit bilet. Nu, că nu stau afară. Chiar mai vreau stand-up. Și mâine am, la Cazanele Dunării, la Orșova. Ai fost? N-ai fost? Am fost, ce mișto. E de la noi, de pe planetă. Super mișto. Da? Junere printre munți, să te plimbi cu șarupa, barca. Vezi cum mi-ai explicat, dar mă faci când pleci ca tu, nu știu. Păi când aveți următorul concert? Nu știu, când vrem, asta e faza cu noi. Dar nu prea vrei. Nu, adică când avem chef toți trei, facem. Că noi nu avem manager, nu avem când, ni se scoală pula pe aia în concert, știi? E foarte deci aveți zilnic.
Dar chiar că SES-ul stă în Oradea. Și trebuie să vină, ție ți-e ușor, tu poți spui București, e, ești din casă, din Cluj. Păi da, mă, dar și când avem Timișoara, Suceava, Cluj, nu nici eu așa fericit. Da, dar de ce nu? Cu ce v-ați dus? Mașina sau cu... Cu mașina, cu Lexi am fost. Luați-mă avionul, mă. O zis ce e comod, dar mi-e frică de avioane, mă. Adică, și care e faza? Nu mi-era atât de frică rece, adică așa, cred că am descoperit teama asta de vreo un an, să zic așa. Deci eu n-aveam nicio, absolut nicio problemă cu avioanele. Până când eu, tot o insistat, tipa, hai mă să merg cu avioanele, nu să merg. Și a zis, nu mă duc, mă. Hai mă să merg cu avioanele, nu se întâmplă nimic. Și atunci am început să mă gândesc mai mult la ce se întâmplă când merg cu avioanele și a început să-mi fie frică ca naiba. Și înainte le ignoram, știam, avioane. Și acum când zice cineva avioane, eu sunt așa, avioane, ai de pulă. Nu, dar am văzut din alea groaznice, mă. Bă, ideea... Adică știu că e o șansă mică, dar la cât de norocos eu, dacă eu era să mor de două ori la naștere, trebuie să mă mai duc și cu avionul. M-am născut în avion, adică... Te născut în avion, chiar te credeam, ce fun. Gândiți că îi faci 40 de minute până la Timișoara. Nici n-ai timp să mori în 40 de minute. Ba, hai. Și e mai ieftin decât trenul. Am luat bilete la Timișoara cu 10 euro am fost. 45 de lei. Și cât ai făcut, 10 minute? 40 de minute, păi. Deci nici n-ai timp până zice ăla decolăm, stau un pic, aterisc. Am mai auzit eu teoria asta. 40 de minute. Bine că la pac la... Câți n-au murit așa, vorba ta? La 10 euro n-ai loc, dar trebuie să stai în picioare, știi? Te ține aia ca... ca... Stai la pedale. Mai trec aia cu alifie chinezească, că mai vând aia. Dar e super, noi așa mergem, mergem cu avionul la Timișoara, că nu merită să... Bă, e lejer, vorbind de timp, dar în rest, eu cred că aș fi stresat, m-aș căca pe mine. Am și un prieten tot la fel, care face atac de panică dacă când avine. Bă, nu, că fac urât, fac crize, bă. Eu nu cred că am crize, dar pur și simplu mi-e groază, știi? Cum e și groază de înălțime, cum stau la tine la balcon, dar nu fac convulsii dacă mă uit pe geam, știi? Nu că ai stat foarte sus. Nu, numai la etajul 15, cât ai zis? 9. 9. Și 3. Pare sus. Dar tu cât stai acolo? La 1? 5. Păi și ce mi-e 5, ce mi-e 28? E dublu. Și ai zis concerte că nu aveți, că nu știu când. Vreau să le anunțăm aici, în primul rând, să se știe toată lumea. Băi, 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 sună la cum aș puneți o dată să nu avem. Nu, nu mă stresez cu bazuca să dăm așa, fiecare scrie ceva, înregistrează ceva, când vrem merg la concerte, nu vreau să fie nimic așa. Noi suntem la costum, băieții, facem așa, uitați, găsim un manager, planificăm eventuri, băgăm în endorsement. Serios, nu suport fazele astea, mă. Când îi auzi pe aia, bă, eu nu suport oamenii care lucrează în marketing, scuze dacă cunoști pe cineva. Adică, nu, da, neapărat, tata și... nu neapărat, tata și bunicul meu ăla care a murit. Nu, adică nu neapărat un om care lucrează și e silențios în privința asta, oamenii aia care se cred foarte bun marketer, știi? Și folosesc tot felul de termeni ăștia învățați în educație tehnologică în clasa a patra, mă enervează extrem de tare, mă. Cum ți-a zis acum, endorsement și... publicity stunt și să facem niște pula mea, știe ce-i cu voi, mă, oamenilor? Ai, fac și au și sala de 5 milioane pula mea și să îmbracă la costum și vorbesc de endorsement, știi? Și merg așa cu bastonul pe care Victoria și au 5 milioane salari și mari, îi conduc economia pula mea. Prăbușesc New York cu ei. O să mă poveste cum dă statul la fel mare endorsement. Să nu-mi ia și la terasă, când avem terasă, ia comanda, mai dați niște gheață. Da, și nu o să aveți, bănuiesc, un manager și asta și niciodată, nu? Cel mai probabil că e șată. Dacă o să avem, cel mai probabil o să ne fie un prieten foarte bun și apropiat. Că ne-am mai țepuit. Stai zi, nu, de la țepuiterea mea. Dar ne-am mai țepuit cu un fraier și de atunci. A, cu ăla... Nu? Ăla, ratatul ăsta, așa. Și la cărui lume nu se rostește, nu stește ca un vol de mort. Dar îi merge bine acum, s-a apropiat de alții, l-am văzut în poze. Foarte bine, să-mi sucă pula. Dacă văd, îi scot craniul pe cap. Îmi fac aproape coloană vertebrală cu tot. Și cu YouTube-ul cum merge? Bă, financiar, ai început să faci tu bani? Păi nu, de-aia... Păi bine, ai început să faci bani. Nu, serios, îmi fac bani de YouTube. Arată tot că mă sponsorizează G2A. Am văzut că e... Și tenis cu bătii pe mine. Deci nu ești film. Deci că ești Vasimodo să fac bani. Nu, deci serios, fără un sponsor cum ar fi G2A care e pe domeniul meu, și am și noroc că l-am prins, nu, pula mea, nici n-aș mai putea, mi-aș găsi dracului să fac altceva, probabil, că aș depune prea mult timp să fac clipuri și n-aș...
Movie recording has stopped automatically, că o filma mai mult de 24 de minute. După aia scrie acolo, nu aveți niciun haz și am oprit automat. Ceva, nu înțeleg că e neîncăresc. Și scrie așa, bine. E și scris așa. De ce faci? Să fie așa scris. Nu e niciun haz. Dar din când s-a oprit? Eu ți-am zis. Noi și-o vorbeam aici de sponsorizat. De la început, cred. No. Bună ziua și bine la chestii la acea emisiune. Începem din nou. Hei! două glume am avut. Stați niște zi, n-ați crezut nimic. Am venit 20 minute și am făcut două glume. Mă rapidă glumele alea și continuă. Așa, ziceai de când ai? Un an, doi ani, de când ești? Bă, n-ai mai știut, cred că de 2 ani. Și asta ziceam, că dacă n-ar fi sponsor, dacă nu m-aș sponsoriza ăștia, n-aș, ai depune prea mult timp, după cum ziceam înainte, să oprească gara, în niște clipuri care nu ți-ar aduce bani. Că de fain, ești faine, lumea se bucură de ele, tu ești bun. Dar le zici? Scuze, că mă gândeam, bă, faine, ceva nu coincidenit, dar nu înțeleg, stai. Dică. Mă, nu se vorbesc. Da, corect. Și... dar tu nici nu, de aștia la YouTube, la evenimente, tu n-ai. Te invitești, nu te duci sau nu te invitești? Să-mi sucă pula ta.